la versetul 22. Și cuvântul spune astfel: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea sa. Mi-aduc aminte că s-a întâmplat de multe ori acest lucru. În timp ce lucram pe șantier și eram gata cu lucrarea sau foarte aproape de gata, clientul vrea să facă o modificare. Și atunci când vrea să facă o modificare, trebuia să ne aducem aminte cam pe unde am putea găsi cel mai apropiat cablu, de unde am putea noi să ne legăm, să ducem la îndeplinire această nouă doleanță a clientului. Și se întâmpla că aveam filmări de la site, să vedem cum am tras cablurile, însă de fiecare dată când se trăgeau acele filmări sau acele poze, le făceam foarte repede. Nu stăteam suficient de mult ca să le filmăm foarte bine, să ne dăm seama exact, să aproximăm unde este acel fir, fără să fim nevoiți să spargem jumătate de metru pătrat de cablu. Și m-am gândit că exact același lucru este ca aici. Noi stăteam pe un video care l-am filmat așa în 20 de secunde, o cameră întreagă, și stăteam să punem pe o pauză și după aia măream cu niște pixel să ne dăm seama cam pe unde am fi. Din ce cauză? Pentru că nu am stăruit suficient de mult. Dacă stăruiam un pic mai mult, dacă în loc de 20 de secunde dura 40 de secunde, eram mult mai în regulă. Găseam din prima unde aveam nevoie să găsim. În viața noastră spirituală, lucrurile pot sta foarte asemănător. Venim la casa Domnului într-o zi ca aceasta, care nu e cea mai prietenoasă zi în care ieși din casă. Însă ieși din casă, te duci la biserică și știi că este lucrul bun de făcut. Te uiți în oglindă. Însă vine momentul acela în care trebuie să te uiți într-un anumit fel în oglinda asta. Pentru ca să nu fie doar o trecere, doar o împlinire a unui obicei pe care îl faci în mod obișnuit înainte de a ieși din casă, nu? Sau înainte de un eveniment important, înainte de o poză, nu? Poate. Trebuie să stăruiești. Și atunci când stăruiești, nu doar îți dai seama dacă ești în regulă sau nu. Îți dai seama dacă poate ți-a apărut o pată pe față sau poate că ți-a rămas un semn de la o activitate anterioară sau alte lucruri care cu ușurință le putem trece cu vederea atunci când nu stăruim, atunci când doar dăm un ochi. Viața noastră spirituală depinde de stăruința cu care noi facem aceste discipline spirituale. Una dintre ele este venitul la biserică. Venim la biserică duminica, vrem să avem părtășie împreună cu trupul lui Hristos, însă putem face acest lucru ca uitat într-o oglindă, superficial. Sau putem să stăruim. Putem să folosim timpul care ne stă în față pentru a stărui asupra vieții noastre spirituale. Pentru a examina viața noastră spirituală. Vedeți, oglinzile, din punct de vedere medical, sunt folosite în tot felul de aplicații și un doctor nu folosește o oglindă așa numai ca să se uite un pic, e ok, hai că plec. Ci el stă și stăruiește, caută să vadă dacă anumite lucruri care trebuie să fie acolo sau care nu ar trebui să fie acolo, se prezintă. Haideți ca să folosim timpul care ne stă în față, în această dimineață, în primul rând, în următoarea rugăciune, prin care să stăruim asupra vieții noastre spirituale, să ne cercetăm și de asemenea să-i cerem Domnului ca El să ne dea o capacitate deosebită de a folosi timpul care ne stă în față în această dimineață, după această rugăciune, pentru ca în continuare să stăruim asupra vieții noastre spirituale,
să folosim fiecare cântare, fiecare poezie, fiecare cuvânt al Domnului pentru beneficiul spiritual al vieții noastre. Și atunci când vom face acest lucru, știm că se va împlini această promisiune care o găsim la sfârșit, spune, va fi fericit în lucrarea Lui. Cred că cu toții vrem să fim fericiți în lucrarea noastră. Haideți ca în următoarea rugăciune să ne rugăm așa, Sales. Amin.